Scene halucinante lângă stadionul municipal Drobeta Turnu Severin. În urma meciului de sâmbătă dintre Universitatea Craiova și Rapid, suporterii Galeriei Oltene nu au respectat măsurile de ordine impuse de jandarmi în actualul context social privind combaterea răspândirii noului coronavirus. Neavând voie să intre în stadionul din Severin, fanii oltenilor au aruncat cu torții și au iscat un adevărat scandal, în urma căruia un jandarm a fost rănit. Scandal între suporterii Craiovei și jandarmii mehedințeni sâmbătă noaptea în Drobeta Turnu Severin după meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid. În actualul context social privind combaterea răspândirii noului coronavirus, suporterii nu au avut voie în stadionul din Severin. Astfel, nerespectând ordinele impuse de către jandarmi, mai mulți susținători ai Galeriei Oltene au aruncat cu torțe și au iscat un adevărat scandal. Ca urmare a incidentelor, jandarmeria a luat măsuri, iar 10 fani au primit amenzi pentru nerespectarea ordinii și liniștii publice, pentru violențe, dar și pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitară. Aproximativ 150 de suporteri ai Galeriei Peluza Sud 97 Craiova s-au deplasat în mod individual cu autoturisme personale la stadionul din Drobeta Turnu Severin, în vederea susținerii echipei Universitatea Craiova din afara arenei sportive. După începerea meciului, o parte dintre aceștia, în mod spontan, au aruncat în arena sportivă și asupra forțelor de ordine cu mijloace pirotehnice, fumigene și petarde. În acest context, forțele de ordine au somat suporterii să înceteze acțiunea ilegală și să părăsească zona, acestea nerespectând indicațiile forțelor de ordine, ceea ce a impus intervenția acestora pentru dispersarea lor și îndepărtarea din zona stadionului. Intervenția jandarmeriei a fost efectuată exclusiv în scopul asigurării climatului de ordine și siguranță publică și încetării violențelor exercitate asupra forțelor de ordine. Intervenția a fost fermă, cu respectarea prevederilor legale specifice, graduală și proporțională în raport cu modul de comportare al suporterilor. Intervenția jandarmilor a fost necesară, justificată și și-a îndeplinit pe deplin scopul, prin sensul că am restabilit ordinea publică într-un mod profesionist. Nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale, atât din partea forțelor de ordine, cât și din partea suporterilor. Nu am avut autovehicule sau alte puncte vandalizate și, bineînțeles, partida s-a desfășurat în continuare în condiții de siguranță, fără ca persoane turbulente să mai revină în vecinătatea stadionului. Pentru ordinea și liniștea publică, jandarmii mehedințenii nu își mai doresc asemenea dispute și propun ca astfel de evenimente în care suporterii Craiovei să fie părtași să nu mai aibă loc pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin.